Bună! Bine ați venit la Bogdă Veselia! Astăzi, fabula Drumeții și Câinii, de Ivan Andreevici Crâlov. Doi prieteni, Sara, la un loc mergea și de-a lor interesuri între ei vorbea. Și iată deodată, de lângă o poartă, un câine au lătrat, după care alții, de prin alte curți, sărind, i-au împresurat. Și așa erau de mulți că unul dintre cători o piatră au apucat. Atunci celălalt au strigat. O, frate, le apă piatra și mergi pe drum înainte, căci oricât ne-am bate capul câinii nu pot avea minte. Ce noi să-i lăsăm să latre cât le-a plăcea? Și adevărat că îndată ce drumeții au purces și nu s-au mai apărat, laia la de câini toate au început, atăcea și nu i-au mai supărat. A cei care sunt deprinși să vorbească rău de toți, orice văd în ochi hulesc, ca când lor nu le-ar plăcea. Însă dacă ești cu minte, cată de treabă cât poți, căci e oricât să te latre, dar în sfârșit vor tăcea. Morală ce se potrivește, nu? Cu tot ce trăim. O zi bună!